cum funcționează un fond de pensii și cum sunt investiți banii mei? Deci, pe pilonul 2, plătești 25% din salariu brut contribuție asigurare socială. Din această sumă, 4,75% din salariu brut e pus în contul tău individual la fondul de pensii pilonul 2. Și acolo bani sunt investit, se acumulează castiguri de investiție și atunci suma crește în timp. Și investiția asta e pe principiu de diversificare, un portofoliu diversificat de investiție. Deci sunt titluri de stat care sunt mai stabil și sunt investiții la bursă de valoare. Deci fiecare participant la un fond de pensie, de fapt e într-un fel indirect acționar la tot companie mare care sunt la bursă la București sau chiar sunt niște bani investite la bursă în stranitate. Uite, să dăm un exemplu practic. Deci un salariu, hai să spunem 9.000 de lei, 9.000 de lei brut, undeva la 5.000 de lei net. Da. Suma pe care o direcționez din suma brută, nu? Din 4.000 de lei. Da, deci acest 9.000, 25%, deci asta înseamnă 1.800 merge la contribuție la asigurare socială și din asta cam 1 din 5, deci 350-360 de ron merge în fiecare lună în contul tău individual la pilonul 2. Deci cu cât e salariul mai mare, cu atât e și contribuția mai mare. Bineînțeles.